Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am să vă prezint un swap, nu înainte de a vă ura Crăciun fericit și fie ca Moș Crăciun să vă aducă tot ce vă doriți, sau mă rog, în măsura posibilităților și să puteți să petreceți un Crăciun, de fapt, în seara asta să puteți să petreceți un Crăciun fericit alături de cei dragi. Și să revenim la oile noastre. Am făcut un swap. Nu am participat anul acesta în nicio colaborare gen Secret Santa și chestii de genul. Nici n-aș fi avut timp, sincer, și am preferat să fac un swap. Am o cutie aici de 14 kg pe care nu sunt în stare să o ridic, așa că o să mă scuzați, nu am să ridic cutia, am să vă spun, uite, am aici cutia, o vedeți? Și o să desfacem, o să luăm încet, încet lucrurile dinăuntru. Am făcut swap cu Cosmina Mihuț, vă las în descriere canalul ei de YouTube, te pup Cosmina, sper să-ți placă ce ți-am trimis, eu sunt foarte curioasă ce mi-ai trimis aici, o să mă sclerozesc cu cutia asta dacă încerc să o ridic, așa că, vă repet, nu o ridic. Și nu vreau să vă țin foarte mult în suspans, a fost un swap pregătit pe ultima 100 de metri, chiar pot spune că nu am preparat swap-ul ăsta cu mult timp. Noi ținem legătura de anul trecut, de fapt, de când am mai făcut noi swap-ul și așa, ținem legătura și am zis, da, hai să facem un swap. Chiar a fost o idee foarte, foarte spontană ce a avut ea și deschid această cutie și revin. Nu pot să ridic cutia, v-am mai spus, așa că am preferat să vă arăt așa, în mare, am desfăcut pachetul și se vede așa. Cutiile sunt numerotate, așa că am să încerc să le iau în ordine. Vedeți, 1, 39, livrare specială, deci asta nu are număr, așa că n-am să deschid. Bine, glumă, am să deschid și pe asta. Și o grămadă de chestii. Așa că să începem, sunt foarte nerăbdătoare, vreau să văd ce e înăuntru. Așa, nu desfac cutiile care au număr mai înaintat. Hai să începem să desfacem în ordine, să totuși să ascultăm pe Cosmina. 27, 4. Asta n-are număr. Ba, 38 la sfârșit. 38 la sfârșit. Asta e scrisoare. Mamă, deci o scrisoare arsă. Ia uitați-vă ce chestie. Și-o cadea. Deci, știți. Știți unde o să meargă cadeaua asta? Nu o să cadă în mâinile soțului. Deci el stă aici la pândă să vadă ce este de mâncare ca să înhațe repede. O să eu încerc să ascund ce o să pot. Și este chiar foarte tare. Vreau să desfac prima oară. Stai, să desfacem. Să luăm cadeaua. Să nu atingem. Ce tare! Am și sfânta foarfecă aici la îndemână, dacă mai știu unde ui, ca să mă ajute în desfacere. Și cam așa arată. Mamă, ce tare ui! Deci chiar n-am primit în viața mea o scrisoare arsă la capete. Da, o să-mi aducă bucurie. Sigur o să-mi aducă bucurie. Ce tare! Deci e chiar de pus în ramă. E chiar așa de mărimea unei un tablou micuț. O bomboană! E o bomboană? Am primit-o. A, este... Nu mai sunt bomboane aici. Cosmino, ai scuturat bradul la mine în cutie? Bine, una pentru tine și una pentru mine, da? Să nu mănânci pe asta, arată că e a mea. Da, și pentru la micu. Deci eu trebuie să mănânc mai mult decât tine, vezi? Tu ai spus-o. Hai, deci mi-a trimis... Stai așa că îmi dau... Bun, telefonul pe silent. Telefonul pe silent și se trimite o poză în caz că îmi scrie să știe că Cosmina, unde ești? Cosmina. Deci să știe că suntem în proces. Așa, acum nu se mai sună nimeni. Aha, deci aici am o felicitare în care legenda spune că trebuie să ghicești ce e în fiecare pachet. Bine că n-am început să deschid. Mi-am deschis felicitarea, dar nu avea niciun număr, așa că nu-i problemă. Bun.
Bun, numărul 1. Dar stai să văd să nu mai fie chestii, să o trec peste. Livrare specială de la Târgu de Crăciun. Așa. Numărul 4. Ia să le punem noi un pic în ordine. Păi, ăsta are 5 kg. Suntem... A, 26. Nu înțeleg nimic. Deci, hai să începem cu numărul 1. Deci, cutia numărul 1, care are o grămadă de alte cutii. Cum să ghicesc ce e înăuntru? Deci, este o cutie plină de cutii, presupun. Scrie, cutia numărul 1, cafea sau ceai? Mai având în vedere că presupun că tu știi că eu sunt însărcinată, cred că mi-ai trimis o grămadă de ceaiuri. Nu mai înțeleg nimic. Deci am deschis cutia asta și înăuntru cutie astea am o grămadă de cutii. Deci, e... Ia. A, numărul 1. Bun, deci avem un numărul 1 aici. Ceva ce eu colecționez, clar, cană. Deci, clar, deci nu s-a spart cana. Mă bucur foarte tare că nu s-a spart cana. Hai să vedem ce fel de cană. A, deci poți să folosești pentru cafea sau pentru ceai. Gunoi. Gunoi, deci este o cană foarte drăguță. Merry Christmas, ia uitați-vă ce drăguță e. Cană de Crăciun noi nu avem, așa-i? Ala, deci cană de Crăciun chiar nu avem noi. Și ne vine chiar foarte bine. Apaga, por favor, gracias. Așa. Și e foarte drăguță, ia uitați-vă cât de drăguță scrie Merry Christmas. Deci asta este cana mea. Bine, oricum toate cănile mele ajung în mâna soțului. Pentru că el bea mai multe chestii decât mine. Numărul 2. Eu îl folosesc de 10 ori pe zi. Deci ideea e să ghicesc, să vedem cu razele mele ultraviolete. Dar bine, să pun. Da, poate să fie să pun. Să pun. Bine, soțul meu a zis că e să pun. Ar trebui să fie să pun, nu? După formă. Da. Deci e un săpun. Ce deștept ești. Am primit un săpun cremă de la Elmiplant. Nu am avut încă în viața mea un săpun de la ei, sincer. Deci chiar, wow. Primul produs pe care l-am primit așa de... miroase foarte bine, deci... Săpun cremă cu iris complex și uleiuri prețioase. Miroase foarte bine. Am să pun lucrurile ca să nu le amestec cu gunoaiele, cu ambalajele. Numărul 3. Părul. Aici îmi scrii o ador. Poate să fie o mască de păr, poate să fie o... Aș putea să mă concentrez până mă cac pe mine, dar oricum nu, n-aș ghici ce-i înăuntru. Ala, da! E o mască de păr, dacă nu mă înșel. Da, e o mască de păr de la Oriflame. Țin să spun că am folosit această mască în trecut și mi-a plăcut foarte mult. Deci chiar mi se potrivește toate produsele Hair X. Mi se potrivesc de la Oriflame și mulțumesc frumos. Și miros și bine produsele astea. Bine, că nu-i... miros foarte bine. Mie mi-a plăcut mult șampoanele de la ei. De acum nu mai am unde să cer la Oriflame și nu mai cer de la Oriflame. Nu le mai folosesc. Bun, numărul 4. Parfum de casă nouă. Parfum miros subtil, deci sigur e o lumânare parfumată. Sigur. Da. Cred că am deschis-o invers. Deci e o lumânare parfumată. Mă rog, miros eu după aia, vă arăt. Ce miroase. Miroase super, super, super. Deci nu știu să vă zic exact de la ce e. Nu știu eu să vă zic că de la ceva trebuie să... A, e de la Jumbo. Bun. Deci e de la Jumbo și miroase super. Și are două chestii de aprins. Ce ciudat. Nu am mai văzut în viață în lumânare cu două. E fiu mai înapoiată. O punem aici. Bun. Apoi. Să nu uităm de bilețul ăsta. 5. Minim de 2 ori pe zi. Mâncarea când? Nu sunt ceva de mâncare.
Nu râde, nu, mi-e foame. Mi-e foame într-una. Te-ai încurat. Presupun că e ceva de curățat tenul sau o cremă sau șampon uscat pentru față. Exfoliant, zice soțul, exfoliant pentru față. Da, este ceva de curățat fața. Nu vreau să zic exact, că nu știu, de la Oriflame și super. Mă încântă că mi-ai trimis produse Oriflame. Chiar te-am rugat să... Am dat peste, nu contează. Chiar te-am rugat să-mi trimiți produse Oriflame pentru că eu nu am mai știut unde să le cumpăr. Și da, n-am vrut să greșesc. Nu eram sigură dacă e noi. Asta e. Perfect, super. Deci lăsăm aici în spate. Numărul 6. Nu e de sezon, dar îl iubesc. 6, 6. Ador mirosul chiar dacă nu e de sezon. O cremă sau un săpun lichid. Ce mare, gros și are o pompiță. Un săpun lichid. Un săpun lichid. Deci nu trebuie să fie de sezon. Trebuie să miroase bine. Să fie pe spate cu mirosurile. Un săpun lichid, deci, wow, cred că pot sta miroase bestial. Deci, nu știu de la ce firmă e. E căpșun cu rodie și cu zmeură și cu... Să vedem, să vedem, să vedem. Deci miroase... Uf. O să leșin de la mirosul ăsta. Mi intră și mai mare foame. Pamperade scrie. Deci nu știu dacă e firmă, dacă nu e firmă, dar e super. Deci o să-l pun în baie sus, ca dacă vine cineva la noi să nu folosească, decât noi să-l folosim. Bine, a zis soțul să precizez că am două băi, am una jos și alta sus și sus nu intră nimeni, dar dacă vine cineva, intră jos și atunci dacă intră jos, nu o să pun să pun ăsta jos, să nu folosească jos, să-l pun sus. Na, e ok, dar zgârcit-o tu. Auzi. Unde am oprit? La 6. Numărul 7. Numărul 7. Și cu părul cum rămâne? Păi, da, acum m-ați plăcut și eu pe păr, nu mai te lua de mine. Scrie serios. Serios. Deci ar fi o mască de păr. Dacă ar fi masca de păr de la Oriflame din gama asta, ar fi super. Încep să încurțesc. Ce greu e să fie. E primul meu swap însărcinată, deci o să mă mișc mult. Mi-ar plăcea să fie ceva din această gamă, dacă nu e, nu mă supăr, logic că nu mă supăr, dar ar fi chiar foarte tare. Nu știu să desfac tot lucrurile, deci nu... Da, am început de jos, deci vă dați seama că nu știu încă ce e. Un șampon de la Leo Bancroft. Nu mai știu, nu vreau să vă spun așa ce și cum e. Te mai te tolba la mine. Și, wow, n-am mai avut niciodată nimic de genul, nimic de la ei, nimic din ce se semene. Și sunt foarte curioasă. Miroase foarte tare. De obicei, chestia asta care miroase așa puternic sunt bune. Eu știu, șampoanele de la Osim miros puternic și unele dintre ele miros a detergent și sunt foarte bune. Deci sunt foarte curioasă să folosesc șamponul ăsta cât de repede. Tocmai mi-am dat seama că sunt indusă în eroare. Eu am ajuns la numărul 7. Și aici am o chestie care nu pot să o ridic. Pe care scrie cutia numărul 4. Deci presupun că aia a fost cutia numărul 1, care a fost de la 1 la 7. Acum trebuie să caut cutia numărul 2. Hai, 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 Kiki, apropie-te de mine, fii mai gentilă cu mine. Deci, aici scrie 27. Avem o altă cutie pe care scrie 27, deci nu e încă de nasul nostru. Ce scrie aici? Aici scria 38. Nu înțeleg nimic. Aici scrie 5. Deci nu pot să o desfac încă pasta. Încă bămpănă. Că din asta nu mai mâncă. N-am mai găsit încă una la fel. Aia e pentru fiul tău. Deci, aici scrie 3.
Sunt grele. Sunt chiar grele. Hai, ce scrie doi. Am găsit cutia pe care scrie doi. Și am golit cutia mare. Am golit cutia mare. Aș putea să fac un lucru bun, să arunc ambalajele și gunoaiele înăuntru, ca să fie mai ușor de strâns, nu? Strângi tu. M-a ajuns la strâns. Bine, începem cu cutia numărul 2, dar înainte de asta, pentru că sunt foarte curioasă ce mi-ai cumpărat de la târgul de Crăciun din Sibiu. Țin minte că deja era gata cutia ta, era totul pregătit pentru a-mi trimite lucruri. Și mi-ai spus că ești la târgul de Crăciun și mi-ai cumpărat chestii de acolo, clar. Deci e clar, e salamul de biscuiți. Deci, îl miros, nu mă pun să mănânc acum, deoarece trebuie să mănânc mâncare, da. Măcar să-l miros. Unde-și mamă, să-mi fac salam de biscuiți. Bun. Punem produsele atunci în cutie, dacă nu vrei să punem ambalajele. Dă din cap că da, așa că produs. Produs. Bun. Deci, cutia numărul 2. Cutia numărul 2, care presupun că începe de la produsul numărul 8. Asta e 9. 8. 8. 8. Bun. 8. Hai să folosim rezerve. Despre reciclare, da. Și eu urmăresc o grămadă de pagini despre reciclare și despre cum să trăim fără plastic. Mi-ar plăcea și mie să ajung într-o zi să pot să trăiesc fără plastic, dar nu pot să trăiesc fără plastic. Încerc să fac lucruri gen, n-am folosit, nu prea folosesc, de fapt încerc să, că nu vreau să merg prin greșit, adică sunt momente în care nu folosesc dischete de machiante pentru a mă demachia, folosesc în loc de dischetă de machiantă și apă micelară, folosesc lapte de machiant și un prosopel, am niște prosopele din bumbac. Pot să zic că sunt momente în care îmi zgâriu fața și las deoparte și folosesc dischete machiante, dar sunt momente când nu mă machiez foarte tare, când e chiar ok și mă simt și eu bine că reciclez. Încerc, dar nu prea reușesc. Deci, avem un produs de la Balea, chiar sunt foarte încântată, chiar am rugat-o să-mi trimită produse de la Balea, pentru că aici nu găsesc. Da, știu, sunt produse normale, nu sunt scumpe, dar pe mine mă încântă. Și avem... o să-mi spui după aceea asta, nu? O fi să pun lichid, o fi gel de duș, o fi ceva cu lămâie și cu jengibre, ginger, cu... nu știu cum se numește, în românește. Și... oare dacă desfac sau cu miroase, după aceea să mai faci înapoi... nu vreau să-l sparg. Mulțumesc frumos. Numărul 9. Bun. Numărul 9. Scrie multe și mărunte. Dacă nu sunt dulciuri... Da, ciuciu, am vrut să trag ochiul. Am vrut să trag ochiul, dar s-a îmbălat încă o dată. Nu are rost să trag ochiul, că văd că nu pot. Wow. E super porfardul, deci e super, e foarte drăguț. Ia uitați-vă ce frumos e. Ăsta e a meu, tocmai am cumpărat soțului un neceser de genul și da, și l-ascunde. Și mi s-a întors înapoi, karma, și a primit și eu unul. Ați văzut? Wow, deci sunt o grămadă de chestii. Pe lângă faptul că sunt 39 de cutii, mai am și o grămadă de chestii așa. Ia să le luăm așa, una câte una. Pare rău, să fie un clip lung. E un swap de Crăciun. Ce vreți? Să fie 5 minute, 10, 15, 20, nu. O să dureze vreo oră. Sau vreo. Bun, avem acest gel pentru față. Eu am, încă mai am și eu produse de genul, de la Oriflame. E foarte tare, o să le folosesc împreună. Cred că mai am o cremă de față, mai am câtva din ea. Bun, și mai avem din aceeași gamă face gel. Unul e gel de curățare și altul e exfoliant de curățare. Foarte tare, deci pe mine mă încântă gama asta. Îmi plac produsele de la Oriflame, chiar îmi plac. Mai avem ceva de la Oriflame. Avem o cremă. Care nu știu exact pentru ce e, ori e de mâini, ori e de față, o să-mi spui tu după aia ca să știu și unde să o pun, nu știu, e pe spate, tot stau cu produse în mână, nu știu ce aștept.
Avem din aceeași gamă o mască de față, foarte tare. Din aceeași gamă avem, nu din aceeași gamă, băi, din aceeași gamă. Avem uleiul ăsta, cred că mai am câteva acasă și îmi place să le folosesc. Deci o să-l adaug în cutiuța în care sunt uleiurile. Avem un blush de la Miss Sporty. Wow, deci de când am mai avut eu un produs de la Miss Sporty, îmi plăceau rujurile de la... De fapt, plăceau. E rujurile ceea ce mi-am cumpărat eu mai mult de la ei. Ia uitați-vă. Foarte tare. Super, super. Deci e super. Așa. Asta o costă în mână până se termină pungulița. O grămadă de mostre de la Oriflame. Vezi, tocmai ce vorbeam cu soțul și am zis că o să adun mostrele din casă și o să începem să le folosim. Mai am încă mostre de folosit. Și prosul ăsta care l-am luat primul, dar îl desfac ultimul. Golden Rose. E un ruj. Ruj, ruj. E un ruj. Wow, e un ruj culoare de gen așa ce-mi place mie. Am început eu să-mi pun pe buze. Habar n-am de ce de la o vreme. Ce bine miroase. Miroase super. Ia uitați-vă. Deci, cam așa e culoarea. E aproximativ un pic mai chis decât ce am eu pe buze. Super, super, super. Eu cred că o să mă prindă Crăciunul și eu tot o să despachetez și o să despachetez lucruri. Deci imaginați-vă, sub bradul ăsta meu nu ar încăpea toate cadourile astea, chiar ar fi o chestie interesantă. Deci uitați-vă, un lucru din swap și pomul meu de Crăciun. Deci, nu, nu. Numărul 10. Nu mă pricep la ambalat. Ce să nu te pricep? Le-ai îmbrat foarte bine. Deci, eu cred că pe mine o să... Nu e că o să mă înjur, o să mă gândești așa de rău și o să te bucur că mi-e foame din ce fac acest clip, pentru că eu am pus o grămadă de scotch pe lucruri, am pus o grămadă de scotch pe cutie și o să fie cam greu de desfăcut pachetul meu. E un gel de duș sigur, sigur. Și e de la Balea, sigur. N-am unde să desfac. Da, e un gel de duș de la Balea. E un gel de duș de la Balea, să vedem cum miroase. Sunt... Oare toate lucrurile miroase mâncare sau așa miros ele? Miroase super gelul ăsta de duș, super. Deci nu știu a ce să vă zic că miroase, a coco sau ce miroase. Dar are un miros incredibil și super. 11 și 12. 11 e să tot ai, iar 12 e să ai. Deci 11 să tot ai, să iau gel de duș. E un produs Dove, e pentru păr, din câte văd, da, e un balsam de păr de la Dove care mă încântă. Deci am fost în țară și mi-am... Am fost în țară și mi-am cumpărat produse de la Dove și mi s-au potrivit foarte bine. Tot de la tine, dacă nu mă înșel, am primit tot așa balsam de păr de la Dove și mi-a mers de minune. Și acesta este un balsam de păr cu avocado și mai încă ceva. Încă ceva. Eu trebuie să le miros. Nu mai simt niciun miros, serios. Deci chiar cred că nu mai simt niciun miros. Și numărul 12. Sigur e al balsam de păr de la Dove. Cum pariu? Da. Ale, e șampon. E un șampon. Ce bine miroase. În varianta asta, deci astea două produse încă nu le-am folosit niciodată. Am folosit alte... cu alte arome, dar astea nu le-am folosit. Sunt curioasă cum o să meargă. Iubesc argintul. Mi-a cumpărat ceva de argint. O să îți dau bătaie. Nu trebuia să îmi cumpere așa ceva. Nu stau la discuții. Să vedem ce e aici înăuntru. Deci, pe lângă că e ambalat, mai într-o cutie, mai într-un săculeț. Acum ce urmează? Mai fi într-o pungă. Deci dacă era într-o pungă, muream de râs. Ia să vedem ce e aici. Două perechi de cercei. Două perechi, de fapt, o pereche, doamne, nu mai știu să vorbesc. O pereche de cercei foarte drăguți. Ia uitați-vă ce frumos sunt. Vrei să focalizezi, te rog? Sunt foarte drăguți cercei. Și ăsta, uite, să-mi pun astăzi. Chiar să-mi merit să nu am cercei în ureche. Să n-am nimic. Mă grăbesc să fac swap, nu e că vreau să... Am eu și numărul 14 și am terminat cutia numărul 2. Sunt obosită.
Numărul 14. Se comportă de minune. N-am răbdare, n-am răbdare. Da, e un șampon de la Sios. Eu, când eram în țară, foloseam produsele de la Sios. Aici au apărut acum nou produsele de la Sios. Wow, sunt pentru ei noutăți și mă gândesc, ce noutate când eu în țară foloseam Sios? Eu foloseam gama verde. Acum nu știu care e chestia asta, dar știu produsele de la Sios sunt minunate. Deci o să-mi vină sigur foarte bine. E un șampon. O să-mi vină de minune. Deci, mulțumesc frumos pentru detalii și pentru chestiile care te-ai gândit. Trecem la cutia numărul 3. Asta e cutia numărul 3. Cutia numărul 3 presupun că o să fie de la numărul 15. Sunt foarte frumos ambalate. Ia uitați-vă aici. Și am folosit aceeași hârtie. Țin să spun că mie mi s-a terminat hârtia și am pus altă culoare și ea a folosit aceeași hârtie pentru tot. Numărul 15. Alt miros de extra sezon. Alt gel de duș. Deci, o să fac baie în gel de duș. Și ieși de la Balea. Deci, ceea ce chiar îmi place mie foarte mult. Și am să zic, am avut gelul ăsta de duș, dar n-am avut gelul ăsta de duș. Am avut cu zmeură și cu încă ceva. Dar asta e cu zmeură și cu limă. Deci miros super gelurile astea de duș. Îți vine să le mănânci. O să leșin aici. Distracție cu părul. Nu mi-o fi trimis o opția de păr, că nu, dar... Ba! Da, deci mi-ai trimis super tare. Deci, oare o să prindă la vârfurile mele roșii? Deci e culoarea asta, e opția asta care se duce la spălare. Sunt curioasă dacă o să prindă la vârfurile mele. Chiar o să fac de repede experimentul ăsta ca să vedem ce și cum. Uite că eu tot am stat pe gânduri, deci de când îmi doream eu să-mi cumpăr un produs așa și de fiecare dată când eram în fața raftului mă gândeam oare o să prindă pe culoarea mea, ce culoare să-mi iau, ce să nu-mi iau, ce să... Deci, până la urmă nu-mi am. Deci, e foarte tare ideea. Mi-ai citit gândurile. Practic mi-ai citit gândurile. 18. Ceva crăciunesc. Ceva crăciunesc. Deci dacă are gust, am să zic, doamne, are forma gel de duș, are formă a cremă, are formă a ceva de păr, are forma... Oh, e un gel de duș. O să am gel de duș până când 2 ani de zile. Deci miroase, chiar miroase a Crăciun, miroase a... Uf! Nu a scorțișoară, miroase a ars, a zahăr ars, a măr ars. E super fain mirosul. Vreau să precizez că aceste geluri de duș, cu părere de rău, o să le ascund. Pentru că eu, de moment, folosesc gel de duș Dove, pentru că sunt însărcinată și vreau să-mi hidratez bine pielea. Și dacă eu le las la îndemână, o să dispară, o să le folosească. O să se folosească. Și nu te superi pe mine. Sau dacă vrei, ajungem la un pact, așa, folosești jumătate și după aceea când ajungi la jumătate, mi le lași mie. Deci o să le ascund. Nu vrea să facă niciun pact cu mine, așa că o să trebuiască să ascund gelul de duș, gelurile de duș. Numărul 18. 18. Ai grijă de ten. Deci, măști de față, cremă. Nu. Nu. E de la Gerocosen. Gerocosen, dacă se numește așa. Un duo de ser antirid și crema antirid intensiv. Adică eu-s babă. Chiar m-am gândit și eu să încep să folosesc creme de genul. Am creme de genul care sunt așa pentru ten mai cu probleme sau care începe să și uite, chiar mi-a venit bine. O să încep să le folosesc now. O să încep zilele astea să le folosesc. Mulțumesc frumos, că îmi vine chiar foarte bine așa. Nu e că, fiind mămică, deja trebuie să privesc altfel lucrurile. 19. Știi ce e după ambalaj? Clar, un gel de duș. Normal. Adică trebuie să caut o ascunzătoare destul de mare.
în care să le arunc pe toate. Să le arunc, să le ascund. Deci, asta miroase a prăjitură. Serios că miroase a prăjitură. Serios, nu glumesc. E wow! Ăsta e care o să-l folosesc primul. Și o să le folosesc. Deci nu o să mă mai spăl decât cu DAV. Nu e posibil așa ceva. După câte geluri de duș am. Numărul 20. Handmade de la mama. Wow! Wow! Deci, îs pentru mine lucrurile astea, serios? Ce tare! Oh, puteți să-mi dacă mi-i spune. Hai că uite, vezi, n-am șosete. N-am șosete. Oh. Da, mi-intră. Intră mai greu că sunt noi, dar sau. Ai, mi-a intrat. Oh, uitați-vă. Deci am șosete de Crăciun. Am mai bășat. Că sunt obosită. Deci e foarte tare cadou. Nu mă așteptam la așa ceva, sincer. Când au ceva tricotat, am zis, oh, pentru mine. Deci eu croșetez și tricotez și știu că e o grămadă de timp ca să faci așa ceva. Știu din experiență, așa că îți mulțumesc frumos. Îi mulțumesc frumos mamei tale că s-a gândit la gest. Oh. Bun. Continuare. Un regalo completo. Un cadou complet. O fi două, trei geluri de duș? Vezi? Trebuie să-mi schimb. Ai burta mea, trebuie să-mi schimb poziția. Oh. Mi se mișcă ceva pe aici, prin burtă. Șampon și balsam, geluri de duș sau grămadă de săpunuri. Sau lucruri pe care folosesc eu, normal. Sigur n-am ghicit. Ba, lucruri de la Balea. Așa, dar nu știu ce. Body lotion. Clar, e gel de duș. Deci e gel de duș și cremă de corp. E... Vreau să-mi desfac. N-am fost. Afară. Așa. Deci, clar, o să am chestii Balea până să mă satur. Chestia e că eu merg în țară și merg la mine în oraș și nu sunt lucruri Balea și... Deci, asta e a soțului. Deci, chestia asta chiar o să fie a soțului pentru că el este nebunit după bureți de baie. Avem în fiecare baie de 3-4 bureți și mai avem și bureți noi și avem și toate culorile. Dar culoarea asta nu avem. Poftim. Stai tu. Cadou de Crăciun și să nu mai atingi gelurile de duș. Și aici avem crema de corp și geluri de duș. Wow! Deci, sunt foarte curioasă. Cum miros chestiile astea? A vanilie. Deci e un miros a vanilie chiar foarte plăcut. Eu nu suport mirosul tare a vanilie, dar mirosul ăsta e superb. Deci e... Ai, mai da pe spate. Bun. Hai să revenim la oile noastre. Am terminat și cu această cutie nouă de aici. În sfârșit. Suntem... Avansăm. Avem o pungă de la Sephora pe care scrie cutia numărul 4. Și cutia numărul 4 începe de la numărul 22. 22, care e mâncare. Scrie să te delectezi. Unde-i 22-ul? Aici ai 22. Mâncare. Numai că delectezi de oameni inteligenți. E cultură. Ceai. Deci nu. Nu e pentru mine. Deci nu e mâncare. Nu mai face... E carte. N-are legătură una cu alta. Vorbește stomacul meu. Ochi de pisică. Ce tare! Îmi place să primesc cărți. Primesc așa de puține cărți. De obicei mi le cumpăr singură. Dar ador să primesc. Am aici un primul meu spectator care stă și râde de mine. Dar da, eu cumpăr singură cărți. Care e problema? Dar ador să primesc cărți. Îmi place. Bun. Numărul 23. Scrie o iubesc. Vreau să zic că e ciocolată, dar presupun că e o paletă. Da, mă gândesc decât la mâncare. Sunt sigură că e o paletă. Oh, am unde-i timp. Da, e o paletă, e o paletă. Că dacă era ciocolată, săream pe ea. E o paletă de la Zoeva. Wow. Wow, suntem
desfac. Uite, am paleta asta de la Zoeva. Spunem că cu aici se desface. Nu sunt atât de nerăbdătoare să văd ce și cum încât. Wow. Deci e superbă. Deci chiar sunt culorile care îmi plac mie. Și wow. Deci e super, n-am cuvinte. Și e primul meu produs de la Zoeva, să știi. E chiar primul meu produs. Numărul 24. Ceva făcut de mine. Asta este deschid chestia asta. Așa. Să deschid. Nu pot să. Nu pot să deschid. Punga. Măi, Punga, deschide-te. Așa. Deci le-ai legat destul de bine. N-ai folosit tu scoci, dar ai folosit alte chestii. Bun. Deci numărul 24 e ceva făcut de tine. Ce faci tu, fată bună? Rupem. Rupem. Desfacem. Se desfaci, nu se rupe. Bianca, nu fi țărancă. Așa. Da, deci mi-ai arătat chestia asta. Mi-ai spus că se deschide greu. Oh, e un unt de corp sub duș exfoliant. Deci unt de corp sub, să nu uit, nu, cum să lase aici bilețelul, unt de corp sub duș exfoliant. Wow. Dar nu se deschide greu. Nu pot să-l deschid. Deci wow, wow. Deci e făcut de tine. Deci ai niște gesturi cu mine incredibile, sincer. Wow, super, super. Îți mulțumesc foarte frumos pentru tot. Să vedem ce mai departe. Am întrerupt filmarea acestui clip pentru că mi-a luat foarte mult timp și mi-am dat seama că trebuia să plecăm și am lăsat totul baltă, m-am apucat dimineața să filmez clipul, am lăsat totul baltă și acum revenim la filmarea clipului. Trebuie să deschid astăzi cutia, chiar dacă este foarte târziu, am nevoie să deschid toate pachetele pentru că sunt foarte nerăbdătoare să văd ce înăuntru. Așa că am ajuns la numărul 25. Numărul 25, pe care scrie best seller, sigur este o paletă, sigur este ceva farduri, chestii de genul, sunt sigură. Este, wow, deci chiar m-a surprins ea. O a doua carte, mic dejun la Tiffany. Asta o să iau cu mine, o să fie următoarea carte pe care o să o citesc. Super, ia uitați-vă. Deci e a doua carte pe care o primesc în acest swap. Foarte tare. Chiar nu mă așteptam. 26. Wow! Deci e o tonă de produs aici, nu știu ce e. Scrie aroma mea favorită. E un gel de duș, cred. E o sticlă. E un gel. Mă, deschide-te, te rog frumos. Ce-i chestia asta? Ai un săpun lichid. Ala, scrie Liquid Soap de la Teo. Ia să vedem cum miroase. Gunoi încolo. Să vedem, să vedem, să vedem. Wow. Deci are un miros foarte subtil. Nu știu să vă zic. Ilang, ilang, misting, ilang, ilang. Dar îi, când vreau să, da, e săpun lichid. Super. Deci o să am geluri de duș și săpunuri pe o grămadă de timp. Deci ador să fac swap-uri pentru simplu fapt. Adică unul dintre motivele care chiar mă face să ador swap-urile, să fac swap-uri cu persoane în România, pentru că se găsesc o grămadă de lucruri ieftine și bune și chestii de genul și care aici nu prea sunt așa. Să vedem cum pune să nu strălcim ceva. Bun. 20 și... Acum am luat invers. 27. Să nu mă cerți. Cutia aia mare. 27. 27 e o cutie mare. Dar ce ordine ai avut tu să le împachetezi? Deci numărul 27 e o cutie mare. Ce ai pus aici? Chiar că sunt foarte indignată. Serios!
Și acum e o cutie lipită, așa -i? Da! Ai! Nu zice că e o cutie cu grămadă de produse, că... M-ai rănit la corazon! Serios! Deci chestia asta cred că n-am mai primit-o de când eram micuță. Se pare... Este o cutie cu dulciuri, așa. Iar chestia asta chiar... Chiar m-a atins. Deci e... Wow! N-am mai primit... Deci primeam așa ceva pe la 5, 6, 7 ani de la bunici și încă mai aminteam. Și aveam pică pe... fratele meu sau pe verișorii mai mici care primeau chestii de genul, iar eu deja la o vârstă nu mai primeam, pentru că eu eram prea mare ca să primesc. Ce tare! O, vreau să le ascund, că dacă nu vine soțul și le mănâncă, noroc că nu-i aici. Am primit o halva, de când am mai mâncat eu halva, wow! Făgăraș, care o să le topesc, deci mă încântă foarte repede. Mai avem bombonele de genul, deci nu e singura asta, așa că avem mai multe, ca să nu fie ceartă între mine și soțul. Și bomboane, hola, bomboane de braț! Deci, ai fost tu probabil inspirată că n-am eu bomboane pentru braț. Oricum, bradul meu nu-i foarte mare încât să pun... Chiar am luat niște globuri destul de mari pentru bradul ăsta, dar oricum am zis că ok. Dar cred că trebuie să fie foarte bune bomboanele astea. Oh. Deci rom, portocale, cireșe, aromă de alune, topin de cacao. Nu, nu o să le iau brad, deci o să le mănânc, clar, o să... Dar am voie, deoarece sunt însărcinată și dacă am pofte, deci trebuie să satisfac poftele, chiar dacă poftele mele sunt de fasole și de ceapă. Totuși, super, deci nu mă așteptam să fie... Oh. Bun, să vedem mai departe, că dacă nu o să stăm 15.000 de ore la acest swap și... Iar mă ia cu foame pe mine cam la două, din două în două ore. Nici nu mai știu la ce număr am rămas. Numărul 28. 28. Să-l folosești cu... Nu-ți înțeleg scrisul. Cremă, nu. Să-l folosești cu... Nu-ți înțeleg scrisul, așa că îl desfac înainte să-l ghicesc sau să-mi imaginez ce-i, pentru că n-am înțeles ce-ai scris. Ala! Deci tot nu înțeleg ce ai scris. Ah, să-l folosesc cu cana! Oh, da! Deci, este un ceai cu granată. O infuziune. Deci, clar, mi-ai umplut bucătăria, mi-ai chestii pentru toate chestiile. Mi-ai trimis și ciorapi, ce mă... Ce tare, serios, deci... Nu are rost să vă spun sincer care a fost bugetul, pentru că l-am depășit, l-am dublat și poate și mai mult. Bugetul nostru inițial a fost de 45 de euro. Da, 40, ce ai genul, 45 de euro, dar am trecut amândouă cu mult peste buget. Am rămas la ceai. Și îmi curge nasul, dintr-o dată îmi curge nasul, nu știu de ce, știu că nu e frumos să mă șterg la nas, dar mă caut pentru că astăzi dimineața mi-a curs sânge din nas și a fost foarte ciudat ce s-a întâmplat. Bun, trecem mai departe. 29, obsedată de brand, obsedată. Iar o chestie de genul, deci îmi place ambalajul, podobești... Ambalez foarte frumos lucrurile, dar eu să le rup așa, că nu știu ce să desfac acum. De la Ziaja sau Ziafa sau cum vreți vă să-i spuneți. Olo, un tonic pentru față! Ce tare! Bine, cum e? E foarte sigilatul. Ce tare miroase! Ia uitați-o, pentru piele sensibilă, un tonic pentru față. Mă bucur că mi-ai trimis o chestie pentru față, pentru... piele sensibilă, pentru că de când am rămas însărcinată, fața mea a luat o raznă, deci din ten foarte gras, am tenul chiar foarte uscat și nu înțeleg ce se întâmplă. Viața mea. Numărul 30. Nu mai am inspirație. Clar. Deci,
Eu aș fi la fel în locul tău, sincer. Ce au rămas cam fără inspirație? Eu ți-am trimis 30 de produse, 30 de chestii și au rămas fără inspirație. Deci imaginați tu 39 de chestii. Wow, spune că este tu de sprâncene, da. Deci super, super, super. E, l-am rupt. Am rupt ambalajul. Cei mai tare l-am rupt. Nu contează. Nu contează. E setul de sprâncene de la Oriflame. Mă încântă acest set. Eu am acest set. I-am pierdut periuța și mi-e pe terminate, dar asta e în ambalajul nou. Deci, gândiți-vă de cât timp am eu setul ăsta, că eu l-am în ambalajul vechi. Iar ăsta e în ambalajul nou, că știu că se deschide pe lateral. Deci, super, 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 super. Chiar e o chestie de care aveam nevoie, sincer. Nu știu de unde ai văzut tu. Numărul 31. O să te țină mult. Să mă țină mult, o să mă țină mult. Și mai avem pe fundul pungulițe, încă încolo. Avem niște mostre de ceva de la CeraVe, care habar n-am ce e firma asta, sincer. Ce ați mai văzut eu de la țară? Chestii hidratante, deci sunt niște mostre care sunt foarte curioasă să văd ce e. Deci chestia asta care o să mă țină mult, nu poate să fie un ser de păr sau cremă de față sau... E ceea ce e, da, e lucru care mi-am dorit eu foarte mult, deci e, wow, o chestie după care chiar tânjam, este fondul ăsta de ten, cel mai deschis la culoare posibil, pentru că eu nu, vă repet, nu am de unde să cer eu Oriflame la nimeni în jur împrejurul meu, am fost reprezentantă cândva și foloseam acest fond de ten, chiar dacă pare el foarte alb, nu e foarte alb, credeți-mă. Mie mi se potrivește de minune. Și nu mai aveam unde să-l cer. Și Doamne, cel la care l-am avut, știți cum trăgeam așa de funcii. Oh, am și uitat că ți-am cerut chestia asta. Acum mi-am amintit văzând și e... Wow. E produsul meu dorit. Nu-i că s-a cuvântul. E produsul care chiar mi l-am dorit. Bun. 32. Am pierdut ceva. 38, 39. Cutia numărul 5. E durere cea mai aici. Începem cu această cutie numărul 5. Bun. Am rămas la numărul 32, care presupun că trebuie să fie aici, că dacă nu mai am 36, 37, 35, 32, 32, 32, 32. Pe comandă ceva Oriflame. Pe comandă și să râde. Să râde de mine. Ala, deci e... Da, bun. Deci e Tangle Teaser-ul de la Oriflame. Îmi vine foarte bine să vă povestesc eu povestea mea cu această perie care o am, dar nu mai o am. Da. Deci, eu am primit într-un alt swap, mă amintesc, îmi pare rău exact acum să zic ce și cum, am primit această perie, dar mi-a confiscat-o soțul. Deci lui vine foarte bine și trebuie să pieptene el cu ea, deci o să o ascund și să-i spun că nu, că e roz. Asta e perele acum. Nu o bag în păr, dacă o bag în păr, deci e superb. Sunt, chiar primesc chestii care nu mă așteptam să le primesc și care chiar nu le am. Sau le am și nu le mai am. Tot pe comandă, dar diferit. Numărul 33. Unde ești 33-ule? Ai și ceva moale, nu? Nu-mi vine rândul la 33. 33. Oh. Deci, ceea ce tot pe comandă, deci alt lucru care eu l-am cerut, pot să zice că am cerut lucrul balea, fondul de ten de la Oriflame, pentru că chiar tângeam după el. Și pe ultima 100 de metri mi-am amintit, de fapt nu mi-am amintit, eu chiar căutam produse la Boys & Berries, aici în Spania și păi, n-am văzut nicăieri, adică nu este nicăieri așa ceva, nu există. Oamenii ăștia nu știu ce e aia, Boysenberry. Și
A rugat-o frumos să-mi facă rost de unul de ăsta, pentru că ăla care l-aveam data trecută mi-e pe terminate și chiar pot spune că am folosit și la nuntă la mine acest ruj. Și la cealaltă nuntă la care am fost și peste tot unde merg folosesc acest ruj și niciodată nu mă dezamăgește. Așa că o să te țin într-un altar. Nu, nu chiar. O să-l țin în geantă, logic. Bun. 34, zice, abia am găsit. Ui, are un lucru care este ambalat diferit. Un plic. O fisare de baie de la balea. Da. Ce ghicitoare sunt. Sunt foarte ghicitoare astăzi. Deci super, super, super. Chestiile astea, wow! Deci ăsta e diferit, n-am avut niciodată așa ceva. Ce bine miros, deci am tot primit, prima oară am primit de la Bianca Beu, te pup dacă mă mai urmărești, sare de baie de la Balea și după am mai tot primit și deci sunt super aromat, nu știu acum dacă au dita mai, sau îți fac ceva în apă sau hidratează, dar sunt super aromate, miroase toată baia și după toată casa miroase a sare asta de baie și miroase mai tare asta. Da, super. Deci, wow. Și ai zis că n-ai găsit. Mincinosul. Ai zis că n-ai găsit. Bun. Avem două chestii moi. Nu una. Am 35. Da, tot nu intră chestiile astea moi la rând ca să le văd ce... Uf, colecție limitată la dublu. Balea? Clar, 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 clar. Colecție limitată de geluri de duș Balea. Deci eu o să mănânc geluri de duș Balea până la urmă, că am atâtea încât. Bun. Trebuie să le mirosim, logic. Mamă, ce bine miroase asta roz. Deci toate gelurile de duș de la Balea miros bine. Miroase asta? Mango? Nu, a piersică. Mamă, vreau să zic ce cunoscut mi-e mirosul ăsta. Wow, ce puternic miroase ăsta piersică, super tare. Nu e soțul pe aici să vadă. Bun, și acum să începem cu lucrurile, să... A venit rândul lucrurilor moi. 36, ce va fi? Mi-e frică să nu strucesc, e un lucru moale. Deci e moale. Nu mă așteptam la așa ceva. Oh, ce drăguț! Deci, e... Wow! M-am rămas fără cuvinte, chiar. Nu mă așteptam la așa ceva, sincer. Cum mă profit de faptul că sunt și eu însărcinată și sunt mai sensibilă. Bun, deci e chiar foarte drăguță chestia asta, e wow, e minunată. Îți mulțumim frumos. Așa. Ai văzut? Nu știu ce ai văzut. Se pune aici să-l vezi. Bun. Numărul 37. Ideea lui. Bun, ideea iubitului tău. Să vedem ce... Și din partea soțului meu ți-am trimis ceva care chiar n-a fost ideea mea deloc. Să vedem ce idee are soțul tău. Măi, v-ați văzut voi pe mine desculță? Cum era? Cum era povestea cu găscanul, cu 2 lei de bani, cu papucii? Nu, era punguța cu 2 bani, n-avea legătură cu papucii, nu? Mă rog, nu știu. M-ați văzut voi pe mine desculță, săraca de mine? Ce tare! Deci chiar foarte drăguți. Deci mie chiar îmi vine bine. Eu am... Chiar de la o vreme soțul insistă, cumpărăți, 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 pentru că avem parchet pe jos și e mai comod să umbli fără șlape așa. Și îmi vin foarte bine chestiile astea, pentru că eu sunt mai leneșă cu șlapii și pierd mereu. Sunt foarte drăguți, deci, wow! Sunt chiar drăguți și pufoși. Lăsăm pufoșenile astea deoparte și suntem aproape pe terminate. Mai avem două chestii. Două. Da. Bun, numărul 38 scrie fragil. Sper că e întreg. Și eu l-am luat și l-am pus dintr-o parte în alta.
Bun. Deci, destul că l-ai legat cu scotch, mi-ai făcut și o fundă care o să-l desfac mai greu. Bun. Deci dacă e fragil, mă chiar dacă desfacă cu grijă, e... Tot acolo suntem. Apoi că mai intru în ambalaj. Brânză. Bun. Ceva rece. Nu, e inimioară. Bun. Ala! Ce-i chestia asta? Ai! E o chestie de porțelan în care să-mi pun eu bomboanele care mi le-ai trimis de pom. Să le ascund de soț. Da. Wow! Deci a ajuns intactă. Ia uitați-vă ce inimioară frumoasă. Deci e o inimioară de porțelan care se deschide așa și încapă o grămadă de chestii înăuntru. Ce-aș putea să pun înăuntru? Clar, bomboane. Ar putea să încep de pe acum. Și așa, oricum el nu o să aibă răbdare să uite la tot clipul meu și o să... O să mă umple el în lucruri. Bun. Vreau să aibă el, ea, ceva de la mine. Marele final. Adică mi-ai mai trimis o chestie pentru copil? Nu. Încă o chestie. Bun, deci avem cutia asta, să vă arăt că eu deja deschid așa lucrurile, nu mai am răbdare. Avem cutia asta. O desfacem. Serios. Ala! Ce tare! Deci, presupun că ai făcut tu chestia asta? Chiar sunt foarte curioasă să-mi spui dacă ai făcut tu căluțul ăsta. Ala, deci... Wow! Deci e o chestie chiar foarte faină. Nu știu nici cum să reacționez. Deci e o chestie care... Wow. Deci chiar dacă nu e făcută de tine, chiar dacă e cumpărată, nu contează. Deci e o idee, e o chestie care... E foarte drăguță. Deci e super. Super. Deci chiar... Mă lași fără cuvinte să geasc chestiile care mi le-ai trimis. Bun, am terminat. Așa e că am terminat. Așa e că nu am... Mai calule, nu te mișca. Și acum să vă spun o anecdotă din copilăria mea. Bine, copilăria mea, de când eram la liceu. Mereu când colegiile mele vorbeau despre cai, eu strănutam că avem alergie la cuvântul cal. Și mi-am amintit acum de această chestie și am început să râd. Bun, deci am terminat. Aici am... toate produsele în cutie, deci chiar dacă le-am dezambalat, le-am luat ambalajul, n-am cum să ridic cutia, deci nu, e wow, e foarte grea cutia, foarte multe lucruri. Îți mulțumesc, Cosmina, pentru tot ce mi-ai trimis, îți mulțumesc pentru toate detaliile care le-ai avut. Nu îmi dau seama unde e salamul de biscuiți acum, pentru că l-aș topi, am vrut să le iau cu mine astăzi când am plecat de acasă și am uitat și eram foarte nervoasă pe drum și eram așa cu stres că am uitat să-mi iau salamul de biscuiți cu mine și vreau să rămână. Bun, chiar m-ai nimerit la toate lucrurile care mi le-ai trimis, chiar pot să zic că mi se potrivesc și sunt lucruri de care chiar aveam nevoie și mi-am dat seama că aveam nevoie de ele când mi le-ai trimis tu, că le-am descoperit cu tine și wow! Câte lucruri de la Balea am. Deci e moartea mea, serios. Deci chiar îmi place gama asta. Și îmi place tot ce mi-ai trimis și îți mulțumesc foarte frumos că te-ai gândit și la bebelușul meu. Chiar dacă nu știm încă ce e fata, băiat, chiar nu știm. Nu știm ce e, dar e acolo. Nu mai știu ce să zic, chiar nu am cuvinte și nu vreau să iasă nici de peste oră clipul ăsta ca să nu mă lasă domnii de pe YouTube să-l postez. Îi mulțumesc și soțului că m-a ajutat și mi-a improvizat o lumină ca să pot să filmez la 12 noaptea, pentru că a trebuit să ieșim de grabă de acasă, din casă și am rămas așa fără pe jumătatea șoapului și e wow, deci am primit niște lucruri incredibile. E a doua cutie uriașă pe care o primesc, am mai primit eu o cutie uriașă într-un swap și de ce fac eu swap-uri? Nu mă puteți imagina emoțiile și bucuria și tot ce... Nu știu, e incredibil să desfaci lucruri, să primești lucruri de la o persoană. Eu am experimentat să primesc lucruri de la o persoană necunoscută, de la persoane necunoscute și e super.
dar aminte de la o persoană care chiar o cunoști, chiar vorbești cu ea în fiecare zi și chiar e... Vorbești cu ea, dar nu vorbești despre SWAT, știi? Adică te abții acolo și mai dai așa câte o pistă, mai ceva, dar încerci să te abții și să nu dai detalii. A fost super, deci a fost o experiență minunată. Îți mulțumesc, Cosmina, încă o dată. Sper să-ți placă din tot sufletul, ți-am trimis și eu. Sper să ți se potrivească, sper să fie cutia și lucrurile la nivelul, la așteptările tale și să le folosești cu drag. Am să țin și un discurs patriotic. E glumă. Nu am să țin un discurs patriotic. A fost foarte frumos detaliul jocului. Eu n-am idei de genul, n-am idei, n-am răbdare, n-am... Cred că a fost primul swap cu tine în care chiar am împachetat mai ca lumea lucrurile, deci am început să prind și o practică și chiar m-am gândit, băi, trebuie să învăț să împachetez și eu lucrurile, pentru că o să împachetez cadouri, o să am copii și am nevoie să fac, așa că mai practic și eu cu swap-urile împachetat. Bine, glumă, nu mi-am uitat acum ideea. Nu uitați să intrați și pe canalul Cosminei, să vedeți ce am trimis, sunt curioasă de reacțiile ei, sunt foarte curioasă, deci... Primul lucru care o să fac dimineața când postăm clipurile o să fie pam, să văd ce a postat ea, nu o să mă intereseze altceva, sincer. Și cam atât. Abonați-vă la ea dacă nu v-ați abonat, este o fată super, mie mi-a ajuns așa la corazon și sper să o am cât mai repede la mine acasă. La mine în casă. Așa, sper să ajungem să ne întâlnim, să vină la mine, pentru că eu o să fie mai greu să mă deplasez cu o burtă așa sau cu un copil așa, știi? Așa. Ce să mai? Mă tot lungesc și mă tot lungesc. Hai să încheiem acest clip. Vă doresc Crăciun fericit, sărbători frumoase. Sunt curioasă ce colinde v-ați pregătit pentru seara aceasta. Sunt chiar foarte curioasă dacă mi-ați lăsat în comentariile voastre. Dacă mergeți cu colindul sau dacă ați colindat pe cineva, ce colindă ați cânta? Deci sunt foarte curioasă pentru că aici în Spania nu se colindă. Mi-ar plăcea să mă pot aduna și eu cu cineva așa să mergem la colindat, dar chiar dacă cunosc o grămadă de români, nu. Nu știu, nu cred că. Cunosc mai mulți români acum la Saragossa decât am cunoscut înainte în Barcelona și chiar sunt curioasă dacă cineva mai păstrează tradiția, dacă se mai văd așa din casă în casă. Sunt curioasă. Dar nu cred că voi descoperi anul ăsta, am timp, încă nu sunt de mult timp aici. Oh, și cam atât. Vă mulțumesc pentru vizualizare, pentru că m-ați urmărit, vă mulțumesc pentru că mă mai suportați și că mai sunteți alături de mine. Sper să pot să încep să postez mai des. Sunt curioasă dacă am să pot să fac vloguri cu copilul. Să vedem. Și cam atât. V-am pupat, Crăciun fericit, sărbători fericite, an nou fericit și tot ce vreți voi, să vă aducă moșul în limita bugetului fiecăruia. Și dacă jucați la loto, să câștigați. Bun, cam atât. Ne revedem într-un următor videoclip.